Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joculeț. A venit update-ul de la nou sezon și avem o grămadă de reward-uri de colectat. Hai să începem cu Silver Chest-ul. Avem aici 144 de gold, Furnace și Electro Spirit. Mai avem două golden chesturi cu 500 și ceva de gold și o grămadă de cărți. Trecem rapid prin ele. Avem aici un tornado, rest epice și comune. După care, în tier, avem acest free gift de 1000 de gold și încă nu am strâns suficiente crown-uri să deblocăm primul crown chest, așa că vom continua cu reward-urile din Trophy Road. Avem aici 5000 de gold, avem un epic token, avem un epic chest, hai să vedem, avem 20 de epice aici, un electro giant, un giant skeleton, 8 prinți și 10 P.K. mare. Bun. Încă 5000 de gold. Avem aici de ales între două comune. Ne luăm 500 de star points acolo. Avem și un legendary chest. Hai să vedem ce legendară ne pică. Și avem un Sparky. Strângem 13 bucăți. Avem din nou 5000 de gold. Avem un legendary 3 token care se transformă în gold, un giant chest, 2900 de gold, avem giant skeleton, electro spirit, beți și zepis și încă 5000 de gold. Bun. Hai să vedem în shop ceva interesant, nu doar Darth Dabbing care e free, restul nu ne interesează. Și să vedem în chat, poate mai găsim ceva reward-uri, doar donație. Avem și challenge-uri noi, Mega Deck Challenge-ul și o să începem cu un match aici. Hai să vedem, trebuie să ne facem un Mega Deck și o să luăm așa. Să luăm cam toate cărțile de la început. Și am și Ogul, Flying Machine, o să vreau și Fireball-ul și mai avem nevoie de una singură. Hai să vedem, cred că săgețile. Bun. Hai să-i dăm drumul cu primul match. Sper să reușim să începem cu o victorie. Așa că hai să-i dăm drumul. Să începem cu Valkyra din spate. A pus acolo golemul. Să pun flying machine-ul. Îmi pune și Inferno Tower-ul aici. A reușit acolo Hog-ul câteva hit-uri, dar nu suficient încât să scăpăm de să-i doborăm turnul din dreapta. Scăpăm binișor din acest atac, dar e un push foarte bun pe partea stângă. Scăpăm acolo cât de cât, dar pierdem turnul. Hai să vedem cum scăpăm aici de acel bun. Trebuie să-i scoatem turnul cu acest push. Da, și reușim. Scăpăm aici și de execuționer. Punem Goblin Giant-ul. Trimitem și Flying Machine-ul. Da,
pierdem din păcate turnul din stânga, dar ar trebui să preluăm avantajul cu acest push. O să trimit și mini pecau. Trimitem lumberjack-ul aici. Excelent, și aproape am scos turnul din centru. Hai să vedem, cred că cu fireball și rachetă poate va fi nevoie și de săgeți. Oh, și nu reușim. Nu reușim, trebuie să vedem bandita. Sper să... Da, la limită, cu ceva emoții, reușim prima victorie din acest challenge. Un trick round bine meritat. Ne luăm și primul reward. Avem 100 de cannon, care se transformă în 500 de gold și 100 de star points. Bun. Băi, aș vrea să jucăm și... Între timp ne-am făcut și crown chest-ul. L-am deblocat. Hai să vedem, avem două gemuri acolo, un execuționer și în rest doar comune și rare. Bun. Hai să mai dăm un match în Mega Deck Challenge. Am avut un început bun și sper să continuăm la fel. Începem cu Valkyra din spate. Trimitem și Hog-ul. Trimitem bandita aici. Scăpăm acolo de... Oh, dar ne scoate... Din păcate ne scoate mini pecau și... De fapt, tot atacul. Datează aici Baby Dragon-ul. Și încercăm un atac cu Lumberjack, Baby Dragon și Arcașe în spate. Da, nu e un atac prea reușit. Stăm destul de prost până în acest moment. Încercăm un atac cu golem. O să trimitem și flying machine în spatele lui. Probabil cu balon și darts goblin. Hai să dăm aici o rachetă. Și să trimitem balon. Punem în Inferno Tower și trebuie să-i scoatem turnul din dreapta. Da, încă n-a ajunsese pe turn. Excelent! Excelent freeze acolo. Scoatem turnul din dreapta. Și hai să vedem cum ne ocupăm de acest atac. Duc pe turn, din păcate, barbarii. Și aproape ne-a scos turnul acolo. Și se apărăm pe partea stângă acum. S-ar putea să nu aibă spell. Să trimitem un nou golem pe partea stângă. Da, și încercăm să ținem de avantaj. Dar... mă aștept să aibă un spell, totuși. Da, am avut dreptate. Da, cu puțin noroc ar fi putut scoate mini pe cau acel... Da, vom trimite și balonul și ar trebui să obținem și cea de-a doua victorie.
Bun. Două victorii în primele două meciuri. Bayern a început excelent. Ne luăm și cel de-al doilea reward, 900 de comune, care se transformă în gold și în, și în star points. Bun. Hai să dăm și un meci în, în arenă. Poate mai creștem un pic. Să începem cu mini P.E.K.K.A. din, din spate. Dăm aici un Eros. Trimitem și arcașele. Da, bine că n-am pus frizul acolo. Am fi propădit elixir degeaba. Trimitem acum Valkyra. E, să punem Tesla aici. Da, din păcate nu a targetat hog-ul pe Tesla. S-a dus acolo pe tur. Dăm aici un Eros pe Minions. Și sperăm că reușim un hit cu Valkyra. Bun. Punem din nou arcașele în spate, să o scump pe partea stângă, să lovească Valkyra și o vom opri pe pod cu Valkyra noastră. Oh, din păcate ne-a scos cu Fireball-ul cele două arcașe. Hai să vedem cum ne descurcăm cu acest atac. Dăm aici un Eros. Punem arcașele din nou. Sper să n-aibă Fireball. Bun, trimitem Valkyra. Trimitem și mini P.E.K.K.A. Punem aici. Excelent. Se duce mini P.E.K.K.A. acolo, dar nu reușește să ajungă pe turn. Vom trimite din nou. Hai să ne apărăm. Scăpăm binișor din acest atac. Trimitem din nou hog-ul. Dar nu avem cum să scoatem mai mult din acest atac. Să pun mini P.E.K.K.A.-ul pe... Da, sper să nu dea Fireball-ul pe... Ok. Punem și... Tesla. Scăpăm de Hog. Trebuie să scăpăm și de Minions cât mai repede. Trimis hog-ul acolo. Pune din nou Tesla. Ar trebui să încercăm câteva rachete pe turnul din stânga, poate. Bun. Reușim să ne păstrăm avantajul. Și ar trebui să obținem victoria cu această ultimă rachetă. Bun. Băi, și am avut un episod excelent. 3 victorii din 3 meciuri. Hai să vedem ce mai avem de upgradat.
Ok, să vedem. Avem 120.000 de gold. Dar din păcate n-am strâns poison-urile necesare să-l facem de level maxim, dar vom crește alte două epice. Vom crește tornado. Și vom crește pe camare sau nu, hai să facem o Barbarian Barrel. Pe camare nu prea-l folosesc. Bun. Am strâns suficient star points cât să mai upgradăm și hog-ul. Hai să-l facem star 2. Sunt foarte curios cum arată la star 2. Bun. Băi, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.